Despre vizita în capitala rusă a prezidentului Vadim Krasnoselski. COVID e în creștere, astăzi plus 233 de cazuri. Și credite cu înlesniri pentru dezvoltarea turismului. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Pentru început, despre vizita în capitala rusă a prezidentului Vadim Krasnoselski. În ajun au fost întâlniri în Ministerul Afacerilor Externe, în reprezentanța noastră și Consiliul Federației. Deplasare de serviciu la Moscova. Despre problema numerelor noastre, Vadim Krasnoselski a discutat cu viceministrul afacerilor externe Andrei Rudenko. De la 1 septembrie, Ucraina, la rugămintea Moldovei, a introdus restricții la deplasarea transportului nistrean. Vadim Krasnoselski a subliniat, problema poartă un caracter acut umanitar. Lezează drepturile a mii de oameni de-ai noștri. În Ministerul de Externe al Rusiei au vorbit despre inadmisibilitatea oricăror amenințări. La Moscova se pronunță pentru lucrul stabil al formatului 5+2. În afară de aceasta, Andrei Rudenko i-a mulțumit lui Vadim Krasnoselski pentru organizarea și desfășurarea în Nistrenia a alegerilor în Duma de Stat. În Consiliul Federației, prezidentul a avut o întrevedere cu Alexei Pușcov. El reprezintă Comitetul pentru Legislația Constituțională și Edificarea Statală. Au discutat situația politică externă în jurul Nistreniei. Atenție sporită au acordat procesului de tratative. Vadim Krasnoselski a remarcat nedorința Chișinăului de a se ține de obligațiunile asumate. Cu Alexei Pușcov au discutat și întrebări de colaborare a Nistreniei și Rusiei. Tot în ajun, Vadim Krasnoselski a avut o întrevedere cu compatrioții. Comunicarea s-a desfășurat în reprezentanța oficială a țării noastre în Rusia. Au vorbit despre lupta cu coronavirusul în Rusia și la noi. Vadim Krasnoselski a povestit despre întrevederea cu Dmitri Cozac. La ea au discutat noua furnizare a vaccinului Sputnik V. Discutând cu concetățenii noștri care trăiesc în Rusia, Vadim Krasnoselski a remarcat: plaiul natal își schimbă aspectul și își așteaptă cetățenii înapoi, acasă. La Moscova, Vadim Krasnoselski s-a întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Federației, Constantin Cosaciov. A avut loc o conversație despre relațiile economice-comerciale și contactele interparlamentare. Cu atenție deosebită, au acordat întrebărilor socio-umanitare. Vadim Krasnoselski și Constantin Cosaciov au discutat și tendințele actuale în dialogul dintre Nistrenia și Republica Moldova. N-a rămas fără de atenție tema alegerilor în Duma de Stat. Vicepreședintele Consiliului Federației a specificat organizarea la nivel a scrutinului pe teritoriul Republicii Moldovenești-Nistrene și a menționat că locuitorii noștri au demonstrat un activism înalt la aceste alegeri. Interlocutorii au vorbit și despre securitatea în regiune. A fost specificat rolul operațiunii pacificatoare pe Nistru și formatul fără alternativă al misiunii date. COVID e în creștere. Astăzi plus 233 de cazuri. Între timp, în zilele acestea, după o pauză, iarăși a fost deschis spitalul COVID din Dubăsari. În comparație cu luna august, numărul bolnavilor a crescut esențial. Aici sunt tratați de maladie locuitorii Dubăsarilor și Grigoriopolului. Aceasta este zona roșie a Spitalului Central Raional din Dubăsari. Timp de câteva zile, numărul de bolnavi COVID crește. Spre exemplu, în august la Dubăsari au fost înregistrate 45 de cazuri, în septembrie deja 116. Printre cei spitalizați este și familia Lukianenko, soții Iurie și Lidia, feciorul lor Sergiu. Toată familia s-a îmbolnăvit de COVID. N-am fost vaccinați. La început soția, apoi eu și feciorul. Operativ a fost recomandat cursul de tratament. Am avut o formă medie. Acum ne simțim mult mai bine. Eudochia Badac din Grigoriopol nu s-a simțit bine duminică. A doua zi s-a ridicat temperatura până la 38,3. Nu s-a tratat de sine stătător la domiciliu. Îndată a chemat urgența. Am avut febră timp de două zile. Acum nu mai este. Mă simt mai bine, dar există încă slăbiciuni și uneori îmi este greu să respir. Atunci mă folosesc de aparatul cu oxigen. Aici au grijă de noi. Personalul medical e atent. Din partea tuturor bolnavilor le adresez doar cuvinte de mulțumire. În încăperi este confortabil, cald și ne hrănesc bine. Majoritatea bolnavilor nu sunt vaccinați. Cineva n-a reușit, alții au refuzat. Drept rezultat, spitalul COVID și starea gravă a sănătății. La moment, în policlinica locală e posibilă vaccinarea cu AstraZeneca. De la 23 septembrie startează și cea cu Sinopharm și Janssen.
A se mulipsi de coronavirus după vaccinare, o șansă din 400. Dacă e să fim mai exacti, numai fiecare a 425-a persoană vaccinată poate fi contaminată de COVID. Reiese că posibilitatea de infectare după vaccinare e de 0,2%. Statistica bate toate recordurile. Astăzi au fost înregistrate 233 de cazuri de infectare de coronavirus. Atât de mulți n-au fost de la începutul lunii august. Noua tulpina COVID-ului e deja la noi. Spitalele sunt completate, se extind noi centre corona. Organizația Mondială de Ocrutire a Sănătății informează că 99% de cazuri letale sunt anume printre persoanele nevaccinate. Încă un moment important. În Nistrenia, printre persoanele decedate nu sunt vaccinați. Campania de vaccinare la noi în regiune continuă. La dispoziție sunt asemenea preparate: Pfizer, AstraZeneca, Janssen și Sinopharm. În satul Alexandrovca, raionul Kamenka, este în toi gazificarea caselor particulare. Cu acest scop au fost montate în jurul la 1800 de metri de țeavă. Acum la conducte se conectează gospodăriile locuitorilor de aici. Alexandrovca e un mic sătuc fără careva infrastructură, cu 80 de gospodării. Penitenciarul pentru minori, care se află la margine de sat, e gazificat deja mulți ani. Rândul caselor particulare de aici a ajuns numai acum. În administrația de sat Krasnopteavr intră și satul Alexandrovca. De mult este întrebarea, de multe ori s-a adresat oamenii la Sfânt Sătesc cu rugăminte de a da în satul Alexandrovca gaz. Noi ne-am adresat la prezident, ne-a auzit îndată și anul ăsta mai mult de 30 de oameni sunt gata ca să aibă până la iarnă gaz. De-aia avem acum mai mult de 10 familii care au de-aia acum gaz. Peste câteva zile, la conducta de gaze, va fi conectată și gospodăria lui Grigore Șefciuc. Împreună cu familia a procurat aici locuință încă în 2005. Au reparat-o, au amenajat-o, dar iarna făceau focul în sobă. Spune că timp de un sezon aveau nevoie de cel puțin 8 metri steri de lemne de foc, iar pentru bucătărie aducea gaz în baloane. Aveam dificultăți, fiindcă trebuia să cumpărăm lemne. Făceam focul în sobe, era murdărie în casă, fum. Pentru prepararea bucatelor cumpăram gaz în baloane. Suntem departe de Kamenka și trebuia să le aducem singuri. Dar acum vom avea și încălzire și apă caldă. Toate condițiile pentru o viață confortabilă. Pentru gazificarea satului Alexandrovca au fost montate în jurul la 1800 de metri de țeavă. S-a instalat și un punct de reglare a gazelor naturale. El deja furnizează azuriul carburant în 10 locuințe din Alexandrovca. Bender, strada industrială, trecerea e închisă, reparația e întoi. Acoperământul rutier pe porțiunea de la uzina Pribor până la combinatul de carne îl demontează totalmente. Reparație capitală, drumul acesta n-a văzut o pătrime de veac. Temporar o parte a drumului o restaurau, pur și simplu noul asfalt îl turnau pe cel vechi. Сколько лет подряд просто она сверху наращивали, наращивали. Ани на шир деасупра пур ши симплу турнау асфальт, а еще деасупра ши пятра де ла бордура. După cum spun comunalii, asfaltul de aici s-a așezat total. Șoferii numesc acest drum unul de front, numai gropi. Acum aici fac reparație capitală. Vom construi din nou 20 de centimetri de pietriș, două straturi de asfalt. Terenul general al acestei porțiuni e de 4150 de metri pătrați. Va fi la fel înlocuită linia de bordură cu alta nouă. Până la sfârșitul anului, comunalii planifică să sfârșească și strada Lenin. Banii i-au alocat din fondul rutier. Din aceste surse, acum renovează și partea carosabilă pe strada Gagarin, a Moscovei, Kalinin. În afară de comunal Dor Service din Bender, lucrările le îndeplinesc și antreprenori din Tiraspol și Slobozia. Antreprenorii vor beneficia de credite cu înlesniri pentru dezvoltarea turismului. E inițiativa guvernului susținută de Sovietul Suprem. Mecanismul l-au prelucrat deja. O parte a cotei procentuale o va subvenționa statul. Avem astăzi multiple contacte cu Agenția pentru Turism, cu operatorii businessului turistic, și vedem că toate evenimentele de proporții ce se produc în Republică, legate întâi de toate de meciurile internaționale la care participă echipele noastre, toate sunt orientate spre faptul că interesul față de Nistrenia brusc crește. E nevoie de hoteluri moderne, cafenele noi, locuri pentru odihnă. Aici și vor ajuta creditele cu înlesniri.
Nistrinia privire în viitor. Concursul de desene și tablouri este proiectul inițiat de Ministerul Dezvoltării Economice și Serviciul pentru Cultură. Este consacrat anului tineretului. Scopul de a vedea viitorul țării în viziunea tinerilor cetățeni. Participanții în vârstă de la 14 până la 35 de ani. La moment sunt trimise în jurul la 80 de lucrări. Mi-au plăcut câteva lucrări care trezesc emoții calde, pozitive. Le unește nemărginita dragoste față de Baștină, plai natal, Dinistrenia, orașul Tiraspol, locul unde trăiesc acești tineri. Concursul a luat start la sfârșitul lunii iunie. Cererea de participare și lucrarea pot fi depuse până la 8 octombrie în orice bibliotecă orășenească. Cele mai reușite lucrări vor fi vernisate în incinta Ministerului Dezvoltării Economice, numai decât va fi desfășurată o expoziție în Pinacoteca din Tiraspol. Totalurile concursului vor fi făcute la sfârșitul lunii octombrie în Parcul Alexandru Nevski din cetatea Bender. Pe câștigătorii îi așteaptă cadouri bănești. Cererile de participare sunt încă așteptate. Страна легенд, царя легенделор, un nou sezon și reguli noi. Acum fiecare poate deveni participantul victorinei online. Una din întrebări este nu numai pentru jucători, dar și pentru spectatori. Pentru primul răspuns corect, premiul. Noul sezon abia a startat, ceea ce înseamnă că ne așteaptă un nou interactiv. Așadar, pentru aceasta e nevoie de a scana codul QR, a intra pe comunitatea din Telegram. Deja în sâmbătă curentă, în timpul jocului, una din întrebări din nou va apărea în chat. Răspunsurile sunt așteptate și pe adresa de la ecran. Mai multe despre aceste și alte știri în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!